Haide, a trebuit să mă aștept. Sfinte plăcinte, ce de oameni! Mă întreb ce se întâmplă. Scuză-mă, poți să-mi spui ce se întâmplă aici? Ce-i cu coada asta? Deci, cine vrea să guste cea mai bună înghețată din lume? Veniți mai aproape, nu fiți timizi! Oh, ce varietate! Îmi puteți da înghețată la pahar, vă rog? Ei bine, desigur, într-un pahar. Câte cupe vrei? Cât mai multe! 3 să fie! Cu frișcă, ciocolată sau cu vrigei? Ciocolată! Ciocolată! Iubesc ciocolata! Dacă spui tu! Iar acum hai să alegem aromele! Iată ce avem! Ce greu mi-e să aleg! Vreau să le încerc pe toate! Mango ciocolată! Aha, mango ciocolată! Bine! Și pe asta cu buline! Oreo, presupun! Da, e Oreo! Și cea de-a treia? În culorile curcubeului! Da, clar în culorile curcubeului! Vrei să adaugi un fruct? Nu de data asta, dar mersi! Alegerea a fost făcută! Să trecem la treabă! Deci, întâi vom strânge toate aromele dorite. Op, op și op! Vom pune totul într-un pahar așa cum ni s-a cerut. Uite așa! Să punem asta la locul ei. Acum e momentul pentru topping. Punem o bucată de ciocolată cu lapte. Oh, deja salivez! Abia aștept să gust din toate! Iar astea sunt un bonus delicios! Poftă bună! Delicios! Mersi mult! Haide! În ritmul ăsta voi sta aici până mâine! Oh, ne mișcăm! Oh, mă grăbesc atât de tare! Poți să-mi dai un cornet? Ia de aici! Poftă bună! Oh, e rândul meu în sfârșit! Poți să... Hei! Îmi pare rău, Sammy, nu mai am stocuri! Vezi și singur! Știu să nu e corect! E scandalos! Ei bine, vrei să te învăț cum să faci proiectul ăsta? Sigur că ar trebui! Sunt singurul care nu-l primit înghețată! Sunt o mozzarella! Ratatat! Urătut! Bună tuturor! Aveți chef să meșterim puțin? Atunci adunați materialele și dați-vă frâu liber imaginației! Un truc! Asta numesc eu decorare cu viteza luminii! Puteți pune pauza acestui clip pentru a vedea măsurătorile! Iar acum putem începe să lipim standul nostru de înghețată! Bine! Carton, hârtie, markere, bandă adezivă... Și niște plastilina aerată și vatelină! Ăsta o să fie cel mai ușor proiect al nostru! Auci! Ce sunt toate astea? Mersi! Sunt partițiile pentru standul nostru! Cu cât facem mai multe compartimente, cu atât o să avem o mai mare varietate de înghețată! Mă ocup eu de asta! Hei, tu! Lasă mai jos! Încă puțin! Super Sam, artizanul înghețate în acțiune! Sună aproape ca o amenințare! Glumesc, desigur! Stai să așez asta un pic! Deci, unde sunt piesele pentru logo? Oh, Sammy, iarăși farsele tale? Nu sunt farse, ci ajutor! Dacă vrei să știi, deja m-am gândit la logo-ul perfect pentru compania noastră! Oh, serios? Și care este? Și vei vedea! Ok, cum spui tu? O să fie bine acum, deci... Și aici? Ei bine, ce spui? Hai să-l facem un pic mai colorat! Așa mai merge? Oh, încă puțin! Excelent! Un logo atât de colorat o să fie vizibil de departe! Acum hai să fixăm bine aici! Trebuie doar să punem toate detaliile împreună și putem merge mai departe! Rămâneți cu noi, dragi prieteni! Am făcut o treabă așa bună că m-am încins! Deci, să facem niște înghețată și să ne răcorim! Eu vreau să aleg aromele! Am așa multe idei! Cred că amândoi vom avea destul de muncă! Deci, pe locuri, fiți gata? Start! Aproape am terminat cu cea de-a doua aromă! A doua, spune ea! Eu sunt deja la cea de-a șaptea sau a opta! Wow! Văd că cineva folosește viteza de slime la maxim! Ce capodoperă! O să o numesc Boom-ul Portocaliu! Ce tot faci? Credeai că am terminat aici? Trebuie să facem ca înghețata noastră să fie mai durabilă și mai voluminoasă în același timp! Uită-te la cubul ăsta! Apropo, părțile care nu sunt lipite cu banda adezivă vor rămâne înăuntru! Oh, ce e asta, un fel de cutie? Și ce mă pune înăuntru? Înghețata adevărată? Oh, cred că înțeleg! Trebuie să umplem cutiile colorate cu vatelină! Fă asta, Siu! Fac asta deja! Iar acum înghețata noastră merge la locul ei în stand! Nu e nimic complicat aici! Stai puțin, Susan! Cum o vei servi? Hop!
Un pahar obișnuit de cafea o să ne ajute cu asta. Sau mai precis, fundul lui. Îl vom încercui de câteva ori pe o foaie de hârtie. Iar apoi vom decora astea ca să arate la fel ca blocurile de înghețată. Oh, ce noroc! Partea mea preferată din orice proiect se întâmplă pentru a doua oară astăzi. Nu mai spune! Iar acum vom continua! Hai să întărim suprafața acestor viitoare cuve de înghețată cu banda adezivă. Și acum, hai să le decupăm pe fiecare în parte. Da, aha, asta e fix 12. Poți continua. Mersi că-mi dai voie. Să luăm din nou banda adezivă. Ei bine, micuțo, ești gata să devii înghețată? Bine, gata! Vom închide bine deschizăturile cu niște banda adezivă. Și uite așa obținem 6 cupe delicioase de înghețată de hârtie. Iar dacă le întorci, vei mai obține încă 6 arome. Cool, nu-i așa? Suntem aproape de linia de sosire, prieteni! Nu plecați nicăieri! Hai să facem niște frișcă! Știți cine nu poate sta fără ea? Amicul nostru slime roz! Ți-am adus deja telul! Sau preferi să lucrezi cu mixerul? Nu! Sfinte parmezan! Credeam că putem măcar degusta frișca acum! Ai răbdare, Sammy! O să mă grăbesc! Iar acum, hai să rulăm piesa asta într-un tub de frișcă. Floare la ureche! Hei, Siu! Lasă-mă să te ajut cu partea de jos! Uite așa! Hai, întoarce spre mine celălalt capăt, Siu! Hei! Ține de carton! Hai să facem proiectul și mai interesant! Vom pune încă un capac de sticlă pentru un efect mai puternic. Închidem și... Wow! Ce idee bună ai avut, Siu! Dar asta nu e tot! Încă câteva piese din carton! Hop! Și direct la locul potrivit. Am terminat? Pot să mă joc? Ce nerăbdător! Uite câte compartimente goale mai avem încă! Dar m-am săturat să aștept! Auci! Se pare că am stricat ceva! Wow! Sammy, ai pregătit piesele necesare! Acum vom lipi totul! Uite așa! Oh, dar unde-i restul? Ah, aici erai! E deja clar ce o să fie asta, nu? Ei bine, mie nu mi-e clar! E o cupă pentru înghețată! Cine face astfel de cupe? Uite, stai să... Acum e cupă! Oh, Sammy, e grozavă! Ești cel mai tare ajutor! Stai să vezi asta! Oh, doamne! El este partenerul meu meșterit și merită 1.000.000 de like-uri! Și nu uitați să vă abonați! Voiam doar să mai fac câteva linguri. O să fiu foarte rapidă. Tot ce mai trebuie să fac e să fixez mânerul. Hop! Și totul e gata! Ușor și rapid! Oameni buni, priviți ce face Siu! Sammy, m-ai speriat! Susan, tragi intenționat de timp? O să primesc vreodată înghețată? Lasă-mă să fac doar câteva chestii delicioase în plus! Promit să grăbesc procesul ăsta cât de mult pot! Ei bine, cred că sunt suficiente! Uite câte chestii grozave avem aici! Îmi plouă în gură! Dar încă e un compartiment gol aici! Oh, știu! Sfântă mozzarella înghețată nu are un gust așa bun fără topping! Sunt peste tot pe mine! Ce spui de aceste fursecuri? Perfecte! Atunci hai să punem câteva chiar aici! În regulă, prieteni, mai avem puține lucruri de făcut! Cornetele sunt foarte simplu de făcut! Sunt sigură că veți reuși! Hai să facem și pahare obișnuite! Pentru cei care se tem că înghețata se topește repede, le vom pune aici! Minunat! Proiectul nostru e gata! Hai să aruncăm o privire la tot! Aruncăm o privire în curând, imediat după ce facem un meniu! Și nu uitați să desenați ceva pe spate! Oh, așa e! Ouch! Vom acoperi totul cu banda adezivă! Acum putem scrie pe el, putem șterge totul și putem scrie din nou! Totul e gata! În sfârșit! Hai să aruncăm o privire mai atentă la standul nostru de înghețată! Prieteni, ne puteți da un like și vă puteți abona! Aveți grijă de voi, prieteni! Ne vedem în clipul următor! Mm-hmm.